Tinerii de 24 și 25 de ani și-au recunoscut fapta și spun că erau drogați când au dat atacul într-o benzinărie din centrul Devei. Cei doi l-au atacat cu un cuțit pe unul dintre angajați, apoi au dispărut cu 800 de lei. Bărbații vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Deva cu propunere de arestare preventivă. Aceștia riscă să stea în spatele gratilor între 3 și 8 ani.